În acest episod avem câteva principii fascinante din fizică și după ce vă abonați, o să le discutăm. Haideți să începem. În imaginea incredibilă de lângă mine avem o minge de bowling sau o minge foarte grea de metal și o pană. Ambele obiecte, după cum puteți vedea, cad cu aceeași viteză, lucru despre care știm amândoi că nu se poate întâmpla în realitate. Vă provoc, luați o pană și un bebeluș, dați-le drumul ambelor lucruri de la înălțimea de 1,5 m și o să vedeți că bebelușul nu o să cadă primul, pentru că nu o să-i dați drumul, sunteți nebuni? Însă, întorcându-le la povestea noastră, toate obiectele cad cu aceeași viteză pentru că toate obiectele sunt atrase cu aceeași viteză de către Pământ. În unele zile simți că ești apăsat mai degrabă decât atras, dar indiferent de greutate, forța de atracție este aceeași exercitată asupra tuturor lucrurilor. Și te întrebi, bine Alex, și atunci, de ce în realitate penele cad mai încet? De ce un sac de plumb și un sac de pene nu cad la fel și în viața reală? Din cauza aerului care se află între tine și Pământ, să spunem. Forța de fricțiune asupra unei pene se exercită în mult mai multe puncte de contact decât asupra unei mingi care taie aerul. La fel cum o picătură de apă este perfect sculptată de către natură ca să ajungă cât mai rapid pe pământ și să opună rezistența cea mai puțină versus un fulg de zăpadă. Ambele pornesc viața ca picături, cel mai adesea. Și uneori fac tranziția între cele două stări chiar. Dar pentru că suprafața este mai mare și aerul opune mai multă rezistență, fulgul de nea cade mai încet. Iar această imagine poate să fie posibilă doar într-o încăpere în care nu există aer. Într-o încăpere specială, vidată sau în spațiu, unde nu există aer pe unele planete, unde nu există atmosferă și așa mai departe. Iar acest lucru nu este total nenatural, este nenatural pe Pământ și chiar cel mai apropiat loc în care în natură se poate întâmpla acest lucru, nu este atât de departe, este pe Lună. Găurile negre. Găurile negre nu sunt foarte negre. Sunt întunecate, desigur, găurile întunecate, dar nu sunt negre. Ele strălucesc ușor și oferă toate culorile pe care le putem observa. Această strălucire este de fapt o radiație, radiație Hawking, de la Stephen Hawking, profesorul, și se numește radiație Hawking pentru că Stephen Hawking a studiat-o și propus-o, iar pentru că există, înseamnă că găurile negre nu vor exista pentru totdeauna, teoretic. Radiind, ele pierd masă și dacă nu au o sursă de energie de recuperare a ce au pierdut din alte surse, găurile negre vor dispărea. Următorul principiu din fizică spune că cu cât te miști mai rapid, cu atât ești mai greu. Te-ai putea gândi la inversul acestui principiu, cu cât te miști mai încet, cu atât ești mai ușor, însă viteza este relativă față de viteza luminii, nu față de viteza mersului la pas a omului. Astfel, chiar și Usain Bolt, care este cel mai rapid om în viață, nu este decât insignifiant de mai greu decât în mod normal atunci când nu aleargă. Dacă începi să ajungi la fracțiuni din viteza luminii, masa ta începe să crească. Și avem termenul de masă și greutate. Greutatea este relevantă doar pe Pământ, pentru că greutatea este modul prin care traducem noi forța gravitației aplicată asupra obiectelor, dar în realitate, în abstract, greutatea obiectelor se calculează în masă. Ce masă au în abstract acele obiecte? Pentru că greutatea mea și a ta este mult mai mică pe Lună, să zicem, însă masa nu se schimbă. Iar greutatea ta este tot mai mică pe măsură ce te îndepărtezi de Pământ. Iar greutatea funcționează pe Pământ în legătură cu celelalte obiecte care ne înconjoară, pentru că și asupra lor este exercitată în mare parte exact aceeași forță gravitațională. Iar mai departe, voi demonstra că dacă ai fost într-un parc de distracții, înseamnă că ești astronaut. Avem regula clasică, dacă A egal B, B egal C, înseamnă că A egal cu C. Forța gravitațională normală pe care o experimentezi în momentul acesta este un G, o forță gravitațională. Astronauții, când pleacă de pe Pământ, pentru că vor să bată forța gravitațională Pământului, experimentează 3G. Dacă ai fost vreodată într-un parc de distracții, într-un roller coaster, montan rus, sau în alte aparate care te dau peste cap, e posibil să fie experimentat 4, 5, 6 chiar G. Deci, astronautul este A, B este forța gravitațională de G. Dacă astronautul experimentează 3G și dacă peste 3G tu treci în parcul de distracții, A egal cu B, B egal cu C, înseamnă că A egal cu C, înseamnă că tu ești astronaut. Cel puțin din punctul de vedere al experimentării forței gravitaționale. Iar această forță este cea care ne ține pe noi în viață în acest moment. Noi suntem atrași de soare, care are forță gravitațională asupra sistemului nostru solar, și suntem blocați în locul perfect. Dacă ne-ar atrage un pic mai tare, am începe să ne apropiem de soare și să luăm foc. Dacă ne-ar atrage mai puțin, ne-am desprinde din orbită și am dispărea în neant. Am îngheța. Mai departe, planetele se învârt suficient de lent încât să nu intre în soare și suficient de rapid încât să nu iasă din raza soarelui și să dispară. Mișcările noastre sunt armonioase, perfecte și sunt cele care ne permit să existăm în continuare. Cu siguranță ați auzit că atomul este cel mai mic element pe care îl putem observa, însă nici acest lucru nu este adevărat. Există lucruri mai mici decât atomul. Acestea se numesc quarci, cu Q,
Q-U-R-K și leptoni. Electronul, de exemplu, este un lepton, iar protonii și neutronii au câte 3 quarci. Tot legat de planete, orbită și plecatul omului de pe Pământ, noi când vrem să rupem armonia perfectă care ne ține pe Pământ, trebuie să ne punem într-o rachetă cu direcția drept în sus, relativ drept în sus, și să ne luăm zborul. Primul zbor sau prima propunere de acest gen a apărut în 1926, când Robert Goddard a făcut prima rachetă bazată pe combustibil lichid. Oamenii de știință din acea vreme, de acum aproape 100 de ani, i-au oferit porecla de Moony Gerard, lunaticul Gerard, pentru că el spunea că într-o zi, cândva în viitor, vom reuși cu această tehnologie să ajungem până pe lună. 40 de ani mai târziu, visul omului care a fost ridicularizat s-a împlinit, totuși după experimentul său din 1926, el s-a retras din viața publică și a fost văzut ca un paria tot restul vieții. Și în caz că n-ai văzut niciodată cum pleacă o rachetă, pun una frumos aici lângă mine, cu siguranță observi flăcările puternice care împing în jos. Însă dacă ai făcut vreodată focul, cu siguranță acel foc nu a luat-o la plimbare, pentru că focul nu face acest lucru. Nu flăcările, nu căldura sunt cele care împing racheta în sus. Într-o rachetă, combustibilul lichid este ars într-o cameră pentru combustie. Acesta produce o masă de gaze fierbinți, care sunt comprimate și care se extind împingând racheta în sus. Această presiune puternică a gazelor este cea care creează o forță în direcția opusă, în cazul nostru în jos, și împinge racheta în sus. Nu focul puternic, ci gazele sunt cele care împing rachetele în față. Pentru a vedea mai departe că fizica este o materie veche în care nu se dezvoltă multe lucruri în ziua de astăzi, mergem în 1927, un an mai târziu după rachete, la Werner Heisenberg, care a venit cu ideea principiului incertitudinii. El spune că locul și mișcarea unei particule nu poate să fie măsurată cu certitudine, cu precizie perfectă. Astfel, în natură există o limită a ce putem să înțelegem și să observăm și după acest punct, mulți oameni de știință, fizicieni, și-au schimbat țelul de la înțelege totul și l-au redus la a înțelege limitele în care funcționează totul. Pentru că există principiul incertitudine. Cum am vorbit într-un episod anterior, există elemente care exact atunci când sunt observate își schimbă comportamentul față de cum ar fi în mod normal. Și tot la rachete, lucrurile sunt complicate în continuare. Racheta spațială care pleacă de pe Pământ nu este o singură rachetă, este un ansamblu de rachete, fiecare despărțindu-se de racheta principală, acestea consumă combustibilul, nu mai sunt necesare și nu fac altceva decât să tragă racheta în jos. Astfel, o rachetă este compusă din câteva care conțin combustibil, împing până la un pas racheta, se desprind și cealaltă parte a rachetei preia conducerea împingând mai departe, făcând astfel racheta mai ușoară și reușind să mențină sau să împingă și mai departe accelerația, consumând mai puțin combustibil. Pentru că cu cât adaugi mai mult combustibil, cu atât faci racheta mai grea și cu atât trebuie să adaugi mai mult combustibil și să faci racheta mai grea. Există o limită. Din fericire, acest proces prin care o rachetă era pur și simplu folosită o singură dată, iar restul pieselor componente aruncate, arse în atmosferă, nu se mai practică în ziua de astăzi. Tehnologia și ambiția a avansat suficient încât să se recupereze rachetele din rachetă. Vorbeam mai devreme că spațiul este gol, este vid. Acest lucru nu poate să fie mai departe de adevăr. În realitate, pe metru cub de spațiu există cel puțin 3 atomi. Totuși, relativ pe Pământ, doar în aer, există, și vă trec cifra pe ecran, da, 250 de septilioane de atomi pe metru cub. Stelele neutron sunt atât de dense încât dacă ai lua o gură sau o linguriță de stea neutron, ar fi la fel de grea cât toți oamenii de pe planetă. Iar stelele neutron sunt obiectele care au cea mai rapidă mișcare de rotație din univers. Iar pulsarii, un fel de stea neutron, pot să emită o radiație care poate fi observată ca un puls de lumină, de unde și pulsar. Ca flash-ul, ca blitzul unui telefon. Iar cu ajutorul acestui blitz, oamenii de știință pot să calculeze cât de rapid se învârt acestea. Iar pulsarul observat cu cea mai rapidă mișcare de rotație are acest nume extrem de gingaș, de alint, PSR, de la pulsar, G1748, liniuță, 2446AD. Ce viteză are? 70.000 de kilometri pe secundă. Am vorbit într-un episod anterior despre soarele nostru și despre modul în care se va transforma într-un pitic negru. Va rămâne fără căldură, va arde sau nu planeta Pământ, dar oricum fără apă ne va lăsa sigur și totul peste 5-7 miliarde de ani. Totuși, în acest proces, el demonstrează că a fost un băiat de treabă de la început până la final. Pentru că stelele mari, stea noastră nu este mare, o stea mare este de 20 de ori mai mare decât steaua noastră, se transformă în găuri negre. După ce soarele va dispărea, restul lucrurilor vor rămâne în existență.
oarecum, dacă soarele ar fi de 20 de ori mai mare și ar rămâne fără combustibil, lucru care se va întâmpla și cu soarele nostru, acesta în loc să se mărească și micșoreze liniștit, forța de gravitație va fi atât de puternică, atât de violentă, încât va atrage totul înăuntru, se va prăbuși asupra propriei sale greutate. Când ajunge la acest punct, primește numele de supernova, ce mai rămâne din miezul prăbușit, lipsit de elementele care deja s-au despărțit prin spațiu, va ajunge la punctul singularității, va fi un punct care relativ nu are niciun pic de volum, însă are o densitate nu imensă, infinită. Și ce obiect nu are masă, dar are densitate infinită? O gaură neagră. Iar la final, aproape final, vă las cuvintele lui Albert Einstein: Dumnezeu nu se joacă zaruri. Acest citat a fost desigur tăiat, trunchiat din ce a avut de spus nenea Einstein. Mulți au spus că face legătură cu credințele sale religioase, însă citatul complet este: Dumnezeu nu se joacă zaruri cu universul. Și era un mesaj trimis lui Heisenberg, care spunea că lucrurile nu sunt atât de bătute în piatră, că este principiul incertitudinii, iar Einstein a spus că trebuie cu siguranță să existe o lege fundamentală pe care totul se bazează. N-am ajuns noi să o găsim, pentru că oamenii de știință fizicieni spun că nu vom ajunge niciodată la final, ci vom simplifica doar lucrurile. În momentul de față totul este cam haotic, iar Einstein spera că va descoperi, sau cineva va descoperi, principiul fundamental până la urmă. În ciuda experimentelor de-a lungul decenilor, nu a fost încă descoperit. El a crezut că până la urmă ne vom da seama care este viteza și poziția particolelor, dar în momentul de față tot nu știm. Mai departe, oamenii fiind trimiși înspre fizica cuantică, în aceasta funcționează principiul incertitudinii, dar nici măcar aceasta nu răspunde tuturor întrebărilor. Poate să fie demonstrată, poate să strângă dovezi, însă nu se știe exact în momentul de față cum funcționează cu restul fizic, este un mister. Iar despre fizica cuantică vom discuta în episodul viitor. De exemplu, evenimentele din viitor pot să se întâmple în trecut în fizica cuantică. Spuneam într-un episod anterior că atunci când te uiți la un element, acesta poate să se comporte diferit față de atunci când nu te uiți la el. Lucrul și mai ciudat în fizica cuantică este că atunci când te uiți la un element, faptul că tu îl observi pe acela îl face pe altul să se comporte diferit. Și nu doar atât, poate să schimbe ce s-a întâmplat cu o altă particulă în trecut. Iar în episodul viitor vom vorbi despre cum lumina, dacă este observată, se comportă într-un fel, când nu este observată se o comportă în alt fel, și dacă își dă seama că tu ai văzut-o că s-a comportat altfel, își schimbă episodul viitor. Nu vă mai țin, vă mulțumesc că ați urmărit acest episod, sper că vă plac și cele despre principii ciudate din fizică. Cum am spus, urmează să fie o serie pe teme științifice interesante. Nu o să mă privac că sunt profesor de fizică, dacă există vreunul în secțiunea de comentarii, trebuie să știe că oamenii de știință serioși nu reușesc să cadă de acord cu privirile mai nimic. Există 1,5 milioane de opinii care sunt bazate și pe experimente și pe dovezi reale și tot nu se înțeleg. Iar dacă țineți mult la un principiu pe care l-am ciopărțit în câteva cuvinte în acest episod, vă rog, redactați un document și trimiteți-l pe adresa atentiecadmerearo@gmail.com. Îl voi citi, studia și prezenta despre știință, în acest caz fizică. Vă mulțumesc pentru share, like și abonare, nu uitați de clopoțul de notificare dacă vreți să deveniți membri ai canalului, să primiți episoadele mai devreme sau episoade speciale. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad mere.